Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat vineri înființarea organizației de management al destinației Bucovina, după ce Bucovina, Ținutul Mănăstirilor, a primit marele premiu al evenimentului turistic Destinația Anului în România. Flutur a subliniat că acest premiu este o recunoaștere a muncii celor din județul Suceava, inclusiv a agenților economici și a locuitorilor care au lucrat împreună la proiecte unice de turism. El a menționat că particularitățile zonei se văd și că a fost recunoscută calitatea serviciilor și atractivitatea Bucovinei ca zonă unică, cu tradiții și obiceiuri păstrate mai bine decât oriunde. Înființarea organizației de management al destinației Bucovina este un pas important în revoluționarea turismului, a afirmat Flutur, care consideră că este momentul să avem o viziune integrată și să promovăm unitar zonele turistice din județul Suceava. El a subliniat că este nevoie de o cooperare strânsă între autoritățile locale, asociațiile de turism și populație pentru a atrage turiști și pentru a-i determina să rămână mai mult în zonă. Organizația de management al destinației va include Consiliul Județean Suceava, Organizația de management al destinației Suceava, orașul Cetății de Scaun, Organizația de management al destinației Vatra Dornei, cele 25 de stațiuni turistice de interes național și local din județ, Camera de Comerț și Industrie, Asociația Produs în Bucovina și Direcția Silvică Suceava, iar treptat vor fi invitate și alte asociații și agenți economici care lucrează în domeniul turismului. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va fi și ea implicată în activitatea organizației de management al destinației, a adăugat Flutur.